Să schimbăm registru și să mergem în nord la domnul Ibsen. Ai grijă ce spui. Un fragment din... Nora? Era un joc de cuvinte la care te referai? Nu, doamne ferește. Nora din Nora. De Ibsen. Line. Nici nu știți ce bucurie am avut zilele astea. Soțul meu a fost numit director al băncii. Ha, ca avocat. Este greu să trăiești numai din profesie. Bineînțeles, dacă nu vrei să te ocupi cu alte cauze în afară de cele frumoase și cinstite. Și bineînțeles că așa a făcut Torvald al meu dintotdeauna. Trebuia singură să fac rost de bani, să-mi achit facturile. Dar acum totul s-a terminat. De acum încolo voi avea cu totul o altă viață, nu ca cea de până acum. Ah, cât mă simt de ușurată! Ah, este minunat să ai bani, să poți să călătorești, să scapi de toate grijile. Câteodată îmi imaginam că un domn bătrân și bogat s-ar fi îndrăgostit de mine. Pleacuri. Era o... Și că ar fi murit. Iar când i s-a deschis testamentul, scria cu litere mari: toți banii sunt lăsați moștenire doamnei Nora Helmer. Era o creație a fanteziei mele. Preocupată cum eram tot timpul de procurarea banilor. Acum însă totul s-a sfârșit. Când ești atât de atrăgătoare și de minunată, ce zici, doamnă Line? Este minunat să fii fericită. Nu-i așa, doamnă Line? Aplauze pentru Ala.